Până copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Nașterea lui Isus, textul de memorat, îl găsim în Matei, capitolul 1, cu versetul 21. Îi vei pune numele Isus. Dar înainte să începem povestioara noastră, haideți împreună mânuțele și să ne rugăm. Scump Isus, îți mulțumim pentru povestioara noastră specială. Îți mulțumim că ne iubești atât de mult și noi te iubim, Isuse. Amin. Cu mult timp în urmă, Isus a promis că va veni în lumea noastră ca un prunc. Isus a dorit să salveze oamenii din păcat și de toate lucrurile rele pe care aceștia le făceau. La vremea potrivită, Isus s-a născut. Mama lui se numea Maria. Tatăl lui, adevărat, era Dumnezeu, dar soțul Mariei, care se numea Iosif, a ajutat-o să aibă grijă de pruncul prețios. Nu cu mult timp înainte de a se naște pruncul Isus, Maria și Iosif au făcut o călătorie lungă. Ei au mers în orașul Betleem ca să plătească taxele. Iosif a încercat să găsească o cameră în care el și Maria să poată sta. Toate camerele sunt ocupate, a spus hangiul, dar puteți sta în grajd. Un grajd este o construcție în care sunt adăpostite animalele. Nu era un loc plăcut și curat în care să stea oamenii, dar acesta este locul în care s-a născut pruncul Isus. Te-ai simțit vreodată atât de fericit încât îți venea să cânți? Așa s-au simțit îngerii când s-a născut pruncul Isus și Dumnezeu era fericit. Trimite jos corul de îngeri, a spus Dumnezeu. Spune cuiva veștile acestea minunate. Lângă Betleem, niște păstori își vegheau oile pe un deal. Dintr-o dată, o lumină puternică a strălucit de jur împrejurul lor. Era un înger. Păstorilor le era frică. Nu vă temeți, le-a spus îngerul. Am vești bune. S-a născut Isus. Îngerul i-a spus păstorilor unde anume să-l găsească pe Isus. Apoi, dintr-o dată, cerul întreg s-a umplut de îngeri. Ce cântec frumos au cântat! Haideți să citim în Luca, capitolul 2, versetul 14. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Păstorii priveau uimiți. Apoi, la fel de repede, precum veniseră, îngerii au și plecat. Cerul era din nou întunecat. Păstorii s-au uitat mirați unii la ceilalți. Grăbiți-vă, haideți să mergem să găsim pruncul, au spus ei. Luându-și toiecele, și-au părăsit oile și s-au dus repede la Betleem ca să găsească pruncul nou născut. Maria și Iosif au fost surprinși când păstorii au venit să îi vadă. Am văzut un cor de îngeri, le-au spus păstorii. Îngerii erau foarte strălucitori. Ei au umplut cerul, au cântat cel mai frumos cântec și ne-au dat de veste că s-a născut pruncul Isus. Mulți regi trăiesc în palate luxoase, dar pruncul Isus s-a născut într-un grajd. Acest lucru nu i-a deranjat pe păstori. Pruncul Isus nu arăta ca un rege, dar ei știau că era. Îngerii le-au spus lucrul acesta, iar păstorii i-au crezut. Lor nu le-a păsat că pruncul Isus era foarte micuț sau că dormea. Ei au îngenunchiat și i s-au închinat. Apoi s-au grăbit să plece. Ei doreau să spună și altora ce văzuseră și auziseră. Isus și-a ținut promisiunea de a veni. Păstorii erau atât de fericiți. Sunteți și voi fericiți că Isus a venit pe lume ca un prunc micuț? Isus și-a părăsit casa frumoasă din ceruri și s-a născut într-un grajd. De ce a venit El în lumea noastră? El a vrut să ne ajute, să-i spunem nu lui Satana și păcatului. El ne iubește foarte mult. Nu-i așa că e minunat? Haideți să împreună mânuțele și să ne rugăm! Scump Isus, îți mulțumim din suflet pentru că ai venit să trăiești în lumea noastră. Îți mulțumim că ai ales să te naști ca un prunc. Te iubim, Isus. Amin. Colțul părinților. Pentru o perioadă de timp, Maestatea Cerului, Regele Gloriei, a fost doar un prunc în Betleem și a putut reprezenta doar un prunc în brațele mamei sale. În copilărie, el a putut face lucrarea unui copil ascultător, împlinind dorințele părinților lui, făcându-și datoria în mod corespunzător.
Asta pot face copiii și așa ar trebui să fie educați și instruiți. Să urmez exemplul lui Hristos, el a acționat într-o manieră care a binecuvântat gospodăria în care a crescut, pentru că era supus părinților lui și astfel a făcut lucrarea misionară în viața lui de acasă. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!